Dacă ați văzut titlul, nu știu dacă e titlul ăsta care o să rămână, dar îmi cer și eu scuze la sistemul ăsta de rob care o să fie băgat astăzi. Suntem aici în legătură directă cu liderul de la NR, liderul de la LVPD. Am nimerit? Ai nimerit Sau de Sfpd? data asta, da. Okay. Și, cu, și cu Hicap Helper 2, pardon, viitor Helper 3. Salut! 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 Hai Salut. să, hai să vă arăt prima dată robul care o să fie băgat. Astăzi zice avem așa. Dacă dați -o, o să vă arăt aici. Grob, grob în patru. Uh, îi dăm bomber lui with smoker. Trebuie să accept și shooter lui hiccup. Bun, fiecare o să primească cât un checkpoint acum după ce acceptă. Apropo, o să fie băgat stoc în seara asta, nu o să vă anunț ora, o să avem stoc la mașini. O să... am lucrat mai multe la update-ul stat tocmai de asta am și întârziat atât cu activitatea, pentru că s-a lucrat mult la... la, update, avem, avem robot ăsta în patru. bă, n-a acceptat cineva. a, Sau... ah, trebuie să-i dau asta rob, scuze. Bun, dați-o jos de mașină și trebuie să vă luați fiecare, luați, spawnați-vă cu o mașină și mergeți <coughs> fiecare în treaba asta. Unul trebuie să ia arme, unul trebuie să facă ceva, eu trebuie să mă să ia un laptop. Și hai să vorbim un pic despre update. Bă, suntem conștienți de numărul scăzut de jucători pe care l-am avut în ultima vreme. Lumea nu prea are ce să mai facă pe server fiind un server clasic, dar asta o să se schimbe. Nu înseamnă că o să fie Pokémon, sistemul ăsta nu e Pokémon deloc, e un sistem foarte mișto. Din punctul meu de vedere, Pokémon înseamnă să bagi chestii pe server care să influențeze gameplay-ul, gen chestii pe mașini, coarne, steaguri, tichete de kilometri, de zile, tichete de MS, de viteză, de tuning, de uh, Crate-uri, de skin-uri, de peturi, de așa mai departe. Asta e un sistem pe care îl faci pe server doar gameplay-ul pur și simplu îți oferă ceva, adică chiar aici ce să faci. E rob în 4, l-am făcut interactiv și cu alții, că până la urmă nu e joc single player, trebuie să-ți găsești 4 băieți. O să se dea cu duba, deci dacă nu aveți pony și vedeți clipul ăsta, grăbiți-vă să vă luați un pony. Și cu burito, pentru sistemul de clanuri, s-am scos one la clanuri, s-am scos holul 1 să vă bateți ca pe tărfuri. Ca să obțineți tărfuri, ca să vă luați burito, se obține doar de acolo. Deocamdată o să vedem câte o să fie, poate îl adăugăm și cu bani. Și este foarte... <coughs> e foarte bine plătit robul ăsta. Pentru că nu sunt bani pe server, suntem singurul server de GTA care are deflație pe server, adică care, în care valoarea banilor crește. Un hot era 90 kk când s-a băgat, apropo, de băieții cu money grab Vedeți că am dat hotringul în prima și a doua zi și n-am hot hot-ring-uri de o lună jumate pe server. Sau de o lună ceva pe acolo și n-am adăugat. Așa că eu zic să mai pregândiți o dată situația. Și... Salut, Acu... salut. filmă ceva bro. Și acum... Uh, uh, un hotring, cât e băieți? E 60 cât e un hotring? Deci, dacă v ați jucat pe server și aveți 20 de milioane, acum banii voștri valorează mai mult, mai mult. Sunt foarte bine plătite astea, robul ăsta și ce am mai adăugat. Am mai adăugat un sistem de făcut de vin pentru că tot e toamnă și e perioada culesului, vedeți acolo în dreapta. E un fel de joc pasiv, te duci, culegi niște struguri de pe plantații de vie foarte mișto făcută, cu animație cum culegi cu plantația acolo cu solarele puse, te duci culegi via, o duci lângă fermă acolo la uh, zi, în spate la fermă unde moara aia acolo că altă locație n-am găsit, pui vinul la făcut, te duci după ce se face, iei niște sticle și te duci și le transporti în diferite poziții de pe hartă, case, tăcâși și obții o sumă de bani. este e că durează vinul de făcut vreo două 3 ore, parcă nu mai știu exact cât, că e făcut de mai de mult și nu a fost implementat. Și o să se facă bani mișto acolo. Totodată n-am adăugat și sistem de referali, pentru că nu aveam un sistem de referali bine pus la punct, pentru că asta pe care l-am avut a fost pentru deschidere și n-am vrut să băgăm bani în server cu referalii pentru că oricum lumea se apuca oricum de server, nu trebuia să fie adusă de cineva sau așa. Dar acum dacă sunteți youtuberi sau vreți să vă apucați pe server, aveți niște uh, beneficii în plus. Bun, baieti, sunteți la cazină în față? Da. Sunt da, da. Bun, date jos, smoker, de pe așa. Bun. Uh, unul trebuie să dea smocuri, unul trebuie să spargă camerele. Unul trebuie să pună bomba, eu trebuie să sparg safe -ul. Vedeți camerele, hai să le găsim împreună. Bă, Așteptați un pic, nu ziceți că e copiat sau așa, sunt mai multe chestii furate, uite aici în stânga o cameră, sunt mai multe chestii furate de pe mai multe servere și uh, inclusiv de pe au luat chestia asta cu hackerul când sparge la bancă, bine, sunt chestiile astea spre net, nu, adică am găsit, vezi că n-ai tras bine în uh -huh. nu, am găsit. Și o să vedeți, e destul de greu coduri, să spargeți codurile astea ca și hacker, rolul meu pe care l-am. O să vă trăiască 13 puncte sau 10 la premium de rob, dar se câștigă foarte bine. Adică gândiți-vă că la skill 1 luați pe checkpoint 250.000, sunt două checkpoint și la primul checkpoint n-aveți oante, dar adică aveți 250.000 asigurați. Se fac bani și aici pentru că într-adevăr este un deficit de bani pe server, lumea nu are bani, la joburi sunt destul de Adică sunt job de la început, da? Da, lumea vrea bani mai mulți și e de înțeles. Și pe lângă asta, că am uitat să spun ceva foarte important, o să avem începând de asta seară, în fiecare seară, sau aproape în fiecare seară, cel puțin când fac eu live, o să avem chestii de boost la job. Am copiat de astea de pe Liberty, mi asum vă băieți. Practic o să avem un Lucky like Fisherman, unde o să aveți șansă 70% să prindeți pește o să avem fermierul Happy Farmer sau cum naiba am pus numele, unde o să câștigați bani la fermă și chestii de-astea. Bun, hai să vă arăt prin cracker ăsta. Voi trebuie să ghiciți, uite, dacă vă face asta cu galben, înseamnă că 2 și 3 e în codul meu, dar nu sunt bine puse. Adică 2 e ora aici, ora aici, ora aici. Nu e bine pus în cod, dar e în cod. Deci 2 o să pun eu acum 3, 2, 7, 8. Uite, 3 și 2 eu sunt bine. Mi arată cu albastru, mi cu verdele de modpec. 0, 1, 8. N a, mai fost 6, dar mă rog. Deci și 0 e în cod. Deci avem 3, 2, 0, 1. Bun, ăsta a fost primul cod. Mai am 1. 4 e în cod, dar nu ne trebuie. 4 e în cod, dar nu unde trebuie. 8, 9. 4-0. Bun, am spart primul cod, se deschide ușa. Vă recomand, aveți un timp aici. Eu vă dați seama că am avut codul de mii de ori și sunt experimentat. Dar că nu vă recomand să stați pe partajare, cu o să stați oricum 4 pe discurs să îl faceți. Mai ales la al doilea, că ăsta e un... Pune bomba, fuci, fuci, fuci. Bomba asta, vedeți că dacă stați inclusiv aici, vă dă de mergi. Adică stați să vă arăt cum, cum explodează. Ma. Bun, Intrăm cu băieții, trebuie acum să spargem cel de-a doilea cod. Trebuie să ghiciți astea 4 87909894 se află la rând aici. Deci toate sunt în șir. Voi dați și voi după primele două 8790. Ele se schimbă, dar se duc o, o linie în stânga, adica nu se schimbă. Se duc uite așa. Uite cum o duc eu, așa se duc și ele. 8790, 790, mamă. Văd un 87, aici nu e. A, ah, uite l aici, 8790, bun. Uh, 5281 al doilea cod. Uite l aici. Și s-a deschis ușa. Acum trebuie să mergem fiecare să adunăm câte un sac de bani. Uh, Băieți, cum va apare jos? Ce mesaj va apare? Follow, -to, Follow -to, the to the basement. Bun, eu o să încep pointurile, veniți după mine. Uh, stați așa, stați așa. Stați, stați, stați. Hai. Trebuie mai multe astea, pentru astea. Acum trebuie pe mine de ghidaj, da? Din păcate n-am putut să vă arăt și povul băieților. Aici ne așteaptă duba. N-am putut să vă arăt și povul băieților. Să vedeți și care sunt rolele lor. Dar o să le descoperiți voi singuri. Bun, ne așteaptă duba aici. Povul meu o să like. Cum? Povul meu o să like, că am registrat. Bun. Și, bineînțeles, mergem să ascundem bani. Eu o să dau Goto cp să fie mai ușor pentru voi. Goto checkpoint. Am luat Wanted. S-a bubuit Duba. Apropo, dacă bubuie Duba, vr -e 428. Nu luăm fail dacă bubuie Duba. Deci, dacă vine poliția e pe voi și vă sparge, haide să mergem cu un... A, ah, ba da, ba da, ba da. Cred că nu merge. Ia, ia urcați-vă mașină. Deci dacă bubui duba băieți, din ce mi-aduc aminte, e parobu. Deci dacă vedeți poliția după voi, aruncați-vă. Goto câpă Da. Bă, sunteți toți în mașină. Suntem. Da, da. Nu zice că trebuie să se afle toată echipa în vehicul, dar nu e asta, nu. Nu e mesajul bun, trebuie să fim cu mașina în care am început robă. Ia stați așa, s-a încă. Bine, 4 2 Get car, 4-2-8 Bine, cred Ia urcă-te-s Da, și s-a terminat robul deci dacă, vă, deci dacă vedeți poliția pe voi, bă azi ne arună toți patru în același timp, fiți atenți 1, Hai. 2, 3, și <laughs> și lăsați duba, frate, și vă bateți cu PD-ul. N-avem ce să facem, adică dacă puneam să... Dacă puneam duba să nu... Să nu trească să dai cu duba asta, vă parcați un, o mașină în fața cazinoului și continuați cu ea și dădeați cu infernul să robu, nu mai dați cu duba. Asta e, asta e robul, cel puțin primul checkpoint la aveți. Eu vreau să încurajez și jucatul noaptea. Bă, eu țin minte când mă jucam Samp, cu adevărat, clasic, cum ar fi acum 10 ani, așteptam să se facă 3 dimineața să dăm rob. Că se făceau bani ca lumea, adică gândiți-vă că la skill 6 cu burito luați un milion de om. Pe acolo, un milion de om luați. Asta e câștigul de poni, încă n-a fost modificat la burito e... <coughs> Mi se pare că e mai mult de atât. În fine, asta a fost videoclipul, vă aștept de seară pe live cu nou update, să vedem, sper să nu fie buguri. Noi am testat robul de foarte multe ori. Vedem ce Mulțumesc băieților și ne vedem ti cu New Huge Update. Vă pup. Salut! Salut!